7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you listening? Damn. Salut, Eugen! Noroc, George! Dar ți-a luat ceva să vii din Spania? Da, a luat puțin. Pe acolo m-am încumetat să merg doar vreo 100 de kilometri cu Mondeo, dar până aici... Ai făcut 700? Am făcut vreo 700, m-am lămurit. Și cu mașina. Spania, România, 700 de kilometri cu Mondeo. De fapt, nu, ai făcut un pic în Spania la lansare și apoi prin Sibiu. Da. Bine, deci putem considera că ești unul dintre oamenii care au condus cel mai mult noul Mondeo. S-ar putea să fii printre puțini români care l-au condus, dar și destul de mult încât să-i ții partea. Da. Să știi că și eu am condus noul Passat. Nu atât de mult ca tine, dar suficient cât să-mi fac o impresie. Și eu cred că oamenii merită acest comparativ. Merită că meciul a ajuns în altă ligă acum. Uite, eu o să-mi asum rolul avocatului diavolului. Și o să fiu avocatul Passatului, iar tu avocatul lui Ford Mondeo și fiecare o să-și apere modelul în fața audienței noastre. Și eu o să încep așa și o să zic că Passatul meu e mai frumos, să știi. Pentru că e mai discret și din față pare că plutește. Uite, eu nu-i văd roțile din față, la Mondeo se vede. Eu las audiența să decide. M-am uitat la ambele mașini. Din punctul meu de vedere, designul e subiectiv. Îți place o mașină sau nu-ți place? Da, da, asta e mai discretă și aia vrea să iasă în evidență. Uite câte muchii are. Una, două, trei, patru. Și astea are doar două. Și omul nu are tendința de a epata de fiecare dată. Bineînțeles, da, dar nu știu, poate vrei să fii mai discret, poate vrei să impresionezi doar așa, cu sigla mai mare. Ca agent de vânzări, da, vrei să fii discret. Da. Deci, acum fiecare cu ce-i place. Asta neagră să știi că îmi place atât de mult încât trebuie să o spăl din 10 în 10 minute. Nici roșu ăla care arată așa Tesla nu cred că rezistă mai bine. Nu. Dar acum la modul serios, din punct de vedere tehnologie, LED-uri versus full LED adaptiv. Amândouă full LED adaptiv. Bine. Eu am senzor de parcare cu asistență la parcare. Și eu am și parcare laterală și parcare perpendiculară. Dar la ce trebuie atâtea camere acolo sus? Pentru că sunt camerele care trebuie să citească marcajul drumului, trebuie să-mi citească mașinile care vin din față, mașinile care le ajung din urmă. Păi și eu am asta. Dar n-am atâtea nebunii acolo sus la Passat, să știi. Uite, toate sunt acolo ascunse și am impresia că s-ar putea să fie ceva și în siglă, dacă nu greșesc, cu un radar ceva. Funcționează toate foarte bine, nu trebuie să le văd atât de mult. Așa au decis cei de la Ford. Și am încredere în ei pentru că toți senzorii sunt acoperiți de ștergătoare și în tot timpul sunt curați. Aici văd și o cameră la Passat care nu știu cât timp va rămâne curată. Nu te uita acolo, de ce te uiți? Da, ai dreptate, într-adevăr. Mă încurcă faptul că au pus camera aia acolo pentru că nu se vede niciodată nimic pe ea. În special în România. Știi cum fac eu când parchez? Dacă vreau să văd camera din față, mă dau jos din mașină, vin și fac șterg. Și pe aia mă urc înapoi ca să văd camera. Și nici așa nu se vede, mai ales dacă bate soarele în ea. La capitolul tehnologie sunt cam similare? Sunt similare și e surprinzător și îmbucurător la câtă tehnologie au acces oamenii obișnuiți. Eu am văzut tehnologie pe Passat, pe care am recunoscut-o de pe S-Class. Aia cu păstratul benzii. Da. Și distanța față de cel din față, pentru vreo 10-15 secunde mașina conduce singură până când vrea să-și aducă aminte, să-mi aducă aminte, ești aici, pune mâna pe volan, dar virează singură și ține viteza față de cel din față, încetinește și accelerează din nou. Și Mondeo are cruise control adaptiv care păstrează distanța presetată față de mașina din față. Câte secunde sunt? Pe autostradă cruise control la infinit, adică... Dar ai luat mâna de volan? Am luat mâna de pe volan, am luat inclusiv pe viraje. Primele două corecturi se fac automat, mă aduce înapoi pe bandă. După primele două corecții sunt avertizat pe display, pune mâinile pe volan. Ce înseamnă că s-ar putea ca următoarea generație deja să fie în stare să conducă singură? Da. Mie mi-ar plăcea. Apropo de generații, aici te iau să știu, eu am 8 generații. Eu am doar 5. Doar 5? Doar 5. Iar asta s-a numit întotdeauna Passat. Mașina pe care ai venit tu se numește Fusion în America. În Europa se cheamă Mondeo.
Se unifică și în state? Denumirile vor fi păstrate pentru piețe, dar mașina e aceeași. Se simte oarecare influență de la, din cultura americană auto. Mașina e un pic de tot mai moale. Vechiul Mondeo. Așa se moale, să știi. Vechiul Mondeo era o mașină dedicată șoferului. Era o mașină. Și asta la fel. Zic că e o mașină orientată spre confort în versiunea de bază cu suspensie mecanică. Cel care vrea să regăsească același mesaj pe care l-a găsit în vechiul Mondeo, va regăsi, dar trebuie să-și comande suspensia controlată electronic. Și aici am acces la suspensie. Am impresia că ei cumpără piese cam în același locuri, dacă nu mă înșel. Că prea seamănă cel puțin la dotări. În schimb, trebuie să recunosc că Ford are curaj să lanseze nouul Mondeo în același timp cu noul Passat. E o chestie de curaj, pentru că, în general, mărcile germane nu fac lucrurile astea, nu se sincronizează la lansări pe aceeași... Au o perioadă tampon în care... Își lasă timp. Timp să respire. Un pic de curtoazie. Americanii au mult curaj să vină, într-adevăr, cu Mondeo în același timp cu Passatul și eu cred că vor avea o problemă în România, pentru că românii sunt fani de mașini germane. Da, modelul ăsta e făcut la Köln, în Germania. Da. E tot o mașină germană, ca fabricație, să zicem, dar este o mașină americană ca și marcă. E o mașină americană, pentru că Fusion în America s-a lansat acum 3 ani și puțin. Nu este o mașină americană, pentru că Ford a rafinat noul Mondeo pe gustul europenilor, la materiale, la finisări, la dotări. Europeanul se va regăsi în mașina asta și sunt foarte multe chestii faine ascunse sub caroserie. Zim de confortul șoferului, tehnologie. Tu lăudai Sync 2. Sync 2. Da, cred că în momentul ăsta este unul din cele mai bune, intuitive și ușor de utilizat. Dar tu știi că aici am bord full LCD? Da, Passat știe să caute un restaurant dacă ți este foame? Nu prea. Dar se vede frumos noaptea, să știi. Am foarte multe ceasuri, se schimbă display-ul, am foarte multe culori. Dacă ești într-un trafic extrem de aglomerat și trebuie să fii concentrat la drum și nu ți permiți o secundă să iei ochii după... E mai SF. Orice ai zice, e mai SF. Ce cutie ai pe mașină? Manuală. Manuală. Eu am un DSG, să știi, foarte rafinant. Dublu ambreiaj, absolut superb. Eu deja pot spune că e o instituție Volkswagen, DSG-ul. Bineînțeles. Așa că la cutie te-am luat la motor. Cu ce motor ai venit? 2.0 TDCi, 180 de cai. 180? Eu am un 2.0 TDI de 150. Dar am impresia că nu e mare diferență în feeling-ul de condus la cele două. Amândouă sunt de 2 litri diesel. Din punctul meu de vedere, 180, TDI-ul de la Volkswagen e și în versiune de 190 de cai. Dar din punctul meu de vedere, 150-190 deja sunt chestii de marketing. În viața reală, nu prea le simți. Un șofer obișnuit e doar să mai scoți puțin bani din buzunar. Mie îmi place pe automată și mai ales dacă fi condusă mult în oraș, aș lua automată. Tu ai rămâne la Ford pe automată sau pe manual? Eu sunt fan cutii manuale. Chiar și în oraș? Chiar și în oraș. Știu că am două pregătești versiuni hibride. Mondeo deja există, l-am condus versiunea hibrid. Va fi disponibil și la noi? Da, dacă l-am avut la test aici, va fi disponibil și la noi. Să-l așteptăm atunci cu interes, sunt curios să-l testăm și pe ăla. Portbagaj mare, am portbagaj pentru geamantane multe, sunt convins că ar să fie cazul și aici. Și am acces mai bun că e hatch. Asta iarăși mi se pare interesant. E versiune în 5 uși, iar cei 525 de litri pot exploata din plin. Adică te poți duce la IKEA să cumperi și da. Cu totul asamblat. Pot încărca un obiect mai voluminos. Am o deschidere mai generoasă. Mi-ar fi plăcut să existe hatch și pe Passat, dar nu există. Hai să vorbim puțin de preț. Da. Mașinuța asta pleacă de la 22.000 de euro, Passatul. Mondeo pleacă de la 23.000 și vreo 300 de euro, dar e un preț special de lansare, de precomandă acum. Dar prețul de bază, 24.000 și puțin. În varianta cea mai echipată, însă, Passatul este în stare să ducă la 43-44.000 cu ușurință, ca să am toată tehnologia, inclusiv display-ul ăla simpatic, toate radarele și toate nebuniile. Cel mai scump Mondeo? Cam așa arată. Va fi cel cu motorizare 2.0 EcoBoost de 230 de cai. Și la ce preț? Care va pleca de pe la 31.500 cu tot cu TVA.
Stai puțin, 44 am zis aici. Iar ce avem aici? Eu m-aș fi un Ford Mondeo 2.0 TDCi din parcul de presă, care cu toate bunătățile pe el, cu tot ce poate să ofere Ford mai bun, ajunge pe la 35.000 cu tot cu TVA. Așadar, varianta cea mai echipată este mai accesibilă la Ford. 2.0 TDCi, 180 de cai, cutie manuală, echipare de top, 28.800 cu TVA inclus. Cu opționale și cu... ajunge pe la 35.000. Așadar, e mai accesibil la cumpărare Ford față de Passat, însă, eu cred că pe durata lui de viață, Passatul va fi mai valoros la revânzare. Pentru că are o valoare de revânzare mai bună decât orice Mondeo am văzut eu până acum. Da, la noi, ține e un specific pieții locale. Eu cred că și afară, din ce am văzut întotdeauna, Passaturile se mai scumpe la mâna a doua decât Mondeo. Crezi că se va schimba ceva cu noua generație de Mondeo? Se prea poate. Omul începe să fie din ce în ce mai sensibil la ce regăsește pe lista de opționale și în echiparea de bază. Iar Mondeo oferă destul de multe în echiparea de bază. Iar tot ce e gadget și te cucerește la modelul pe care l-am luat la test, nu scoate enorm de mulți bani din buzunar. Deci s-ar putea ca puțin să răstoarne balanța, pentru că vei descoperi că poți avea un sistem de navigație cu diagonală de 8 inci, SYNC 2, pentru 350 de euro. Un preț foarte bun. Toată zona de multimedia este în stare scoate 1000 de euro din buzunarul proprietarului, dar am sonorizare Dynaudio și alte fițe. Sună foarte bine. La noi e făcut de Sony, la Mondeo. Fac și ei ceva gadgeturi de ceva vreme. Da. Meciul nostru este un pic indecis. Sunt convins că fanii ambelor mărci au de unde să aleagă. Faptul că se lansează simultan mi se pare o provocare fantastică, dar dacă tu ar să alegi dintre cele două pentru tine, pe care alege? Înainte de a-ți spune ce aleg, vreau să zic că am airbag-uri în centurile din spate la mașina asta. Airbag-uri în centuri? Da. Cum vine asta? Da, sunt centuri care au incorporat în centură airbag pentru a diminua șocul asupra toracelui în caz de accident. O chestie pe care o regăsim doar pe S-Class în momentul de față. Mi-a luat ochii cu SYNC, cu airbag-uri și cu lucruri de genul ăsta, însă eu cred totuși că Passatul se va vinde mai bine în anul care urmează în România. Se prea poate. Alegerea întotdeauna e o chestie rațională cu multă afectivitate. Așadar, ai o cumpărătură pe bază de creier și asta e pe bază de statut. Probabil, da. Dar și cum pui atenție la valoare de revânzare? Dar mă duc înapoi la Ford, cu buyback. Nu trebuie musai să o vând în târg. În regulă. Și atunci, recomandarea ta, dacă ar fi ca oamenii să-și aleagă una dintre cele două mașini, câți ani ar trebui să le păstreze? La noi, mașinile, acum depinde cum faci bani. Dacă poți să schimbi mașinile de la an la an. Dar în clasa asta cred că oamenii țin mașinile 8-9 ani. 8-9 ani. Și nu știu, un 5-6 ani undeva când mașina se apropie de perioada de ieșire din garanție ar trebui măritată cu ghilimele de rigoare. Măritată cu ghilimele de rigoare. Atunci ai să te mări și pe tine. Îți mulțumesc că ai venit alături de noi. Volkswagen Passat, Ford Mondeo, două dintre cele mai interesante mașini ale lui 2015. Probabil la momentul la care veți vedea deja acest review, s-a schimbat anul, s-a schimbat puțin prefixul. Noi l-am testat deja din decembrie 2014, ne-a impresionat foarte plăcut, suntem convinși că aveți de unde alege, câte vreme știți ce alegeți. Uitați-vă cu atenție la detalii și nu uitați, le-am făcut și review-uri separate, cât se poate de detaliate, astfel încât să știți tot ce aveți nevoie.